Tendințele de manipulare există de ani de zile pe aceste rețele. Iar astea converg într-o singură direcție. Și anume, a slăbi încrederea populației în autoritate. Autoritate în general. Că e guvern, că sunt pompieri, că e sistemul medical, că sunt doctori, nu contează. Toată lumea fură, toată lumea vrea să înșele, e o inducere a unei stări de neîncredere, iar o caracteristică a poporului român este lipsa de încredere. Asta o învață orice expat în, cum să spun, în inițierea despre România. Ți-aș mai adăuga ceva. Cu părere de rău, cu tristețe. Credulitate. Deci orice îi spui, românul crede. Îți aduce aminte în 2000? N-am ceva aminte săptămâna trecută care a fost, că acum avem săptămâna și tema de dat goana până diverse locuri. Săptămâna trecută toată lumea cumpăra iod. Cine ai, bă? Dar nu suntem, Liviu, dar nu suntem numai noi. Cam toate popoarele, în momentul în care apare panica, hai să ne aducem aminte din 2020, la când a izbucnit criza pandemică, când Statele Unite se băteau pe hârtie igienică. La noi n-au făcut decât să radă rafturile. Bătăi n-au fost. În schimb, în state... În Anglia a fost cel mai... În Anglia a fost altceva, cu benzina. Tot cu benzina a fost. Și cu hârtie igienică și cu săpun și mai nu mai știu ce. Au dat foc la antenele 5G în UK. Niște adică, descrierea. Na. Toate popoarele cred că reacționează la fel. Nu cred că suntem noi mai aparte din punctul ăsta de vedere. În schimb, suntem foarte, cum să spun, foarte, foarte sensibili la zvonuri, pentru că am fost pregătiți pentru treaba asta. Iar până la urmă concluzia, început să spun că am vorbit cu un prieten, a fost așa: bun. Deci dacă asta este varianta la care mergem, că a fost intenționat și a fost dirijată de la Moscova, hai să-i o spunem pe față, atunci scopul nu a fost să creeze ceva, ci să mențină starea de teamă, starea de neîncredere, care există și a fost clădită prin intermediul mass media, dar în principal... O anumită parte. Așa. Dar în principal prin social media de ani și ani de zile. Eu văd și citesc aceleași lucruri.